Perioada deosebit de bună din această lună, în care complexul energetic Oltenia a vândut peste 2000 de megawați, a condus la posibilitatea acordării de stimulente financiare pentru angajații companiei la final de an. Laurențiu Ciurel, managerul complexului, a invitat astăzi liderii sindicali cu care a dezbătut, pe de o parte, problema primelor, iar pe de altă parte, cea a programului de lucru de sărbători. Zilele care au trecut, ultimele 3-4 zile, am reușit să vindem mult mai bine, să vindem cu niște prețuri mult mai sus și s-a creat și o disponibilitate financiară în așa fel încât să dăm o primă de 750 de lei la fiecare salariat. Banii vor fi virați astăzi, ne-au intrat în cont peste 80 de milioane chiar azi, ce am văzut pe PZU, de asemenea nu se va da nicio zi de concediu fără plată, iar ziua de 31 va fi zi liberă plătită, cu salariul întreg. Și vor fi doar 3 zile de 75%. Este peste așteptările lor, susțin reprezentanții sindicali. Vine o întâlnire după aproximativ 7-10 zile, dacă aș spunea, de întâlniri simultane, de negocieri care au avut loc la nivelul conducerii companiei. Cred că și eu și colegii mei prezenți aici suntem mulțumiți. S-am reușit să deblocăm situația concediului fără salariu pe ultimele 2 zile. Așteptăm în momentul de față să se desfășoare lucrările directoratului și cel mai probabil se va aproba, sunt sigur de acest lucru, ca ziua de 31 să fie zi liberă plătită. Liderii Federației Naționale Mine Energie au fost luați prin surprindere de anunțul privind acordarea primelor de sărbători, pentru că aceștia se pregăteau de proteste.